Derbiul AC Milan-Inter Milano s-a încheiat cu un succes al nerazurilor, scor 2-1, care cu 86 de puncte au cucerit matematic titlul cu numărul 20 în Serie A. Marea rivală este pe locul 2 în Italia cu 69 de puncte. Francesco Acerbi în minutul 18 și Marcus Thuram în minutul 49 au marcat golurile în urma cărora Inter a detronat-o pe Napoli și a cucerit un nou scudetto. Ficaio Tomori a punctat pentru AC Milan în minutul 80. În urma succesului din ediția 2023-2024 din Serie A, Inter a surclasat-o pe marea rivală AC Milan, care are 19 titluri în palmares. De asemenea, este pentru prima oară în ultimii 35 de ani când Inter cucerește titlul la Milano. Până acum, ultimele titluri cucerite de Inter au venit fie în deplasări în Italia, fie grație jocului rezultatelor. În urma succesului, Inter a câștigat a 6-a întâlnire directă cu AC Milan din derby de la Madonina.